Vineri, la Colegiul Tehnic Miron Costin a avut loc o campanie antiviolență. La eveniment au participat doi reprezentanți ai Poliției Române alături de psihologul Elena Chelmuș. Aceștia le-au oferit elevilor informații utile pentru prevenirea și eradicarea violenței în școli, dar și în viața cotidiană. Bună ziua și bine ați venit! Este vorba despre o activitate extrașcolară, o activitate care se înscrie într-o campanie națională organizată și desfășurată de FICE România. FICE România reprezintă o filială a unei federații internaționale a comunităților educative. Există și în România peste 18 subfiliale, între care și cea din județul Neamț. Noi încercăm astăzi să ne alăturăm mai multor activități care se organizează sub egida 19 zile de activism pentru prevenirea violenței în rândul tinerilor și în rândul copiilor. Prin urmare, mai mulți elevi s-au adunat astăzi aici pentru a vorbi despre toleranță, despre non-discriminare, despre armonie, despre echitate socială. Așadar, încercăm să formăm în continuare elevii ca oameni și vorbim despre ceea ce ar trebui să însemne relația dintre elevi, relația dintre elevi și profesori și, de ce nu, relația dintre elevi și ceilalți membri ai comunității. Cei prezenți au putut urmări și un scurt metraj pregătit de elevi referitor la subiectul luat în discuție. Elevii s-au pregătit cu o săptămână înainte, pentru că, spuneam, între 1 și 19 noiembrie au loc astfel de activități în toată țara, de fapt în peste 150 de țări din lume. Elevii de la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman au încercat să pregătească mai multe materiale, de la simplul ecuson, prin care să-i atenționeze pe ceilalți despre această campanie de conștientizare a ceea ce înseamnă violența, și până la un film de scurt metraj, până la o expoziție de desene prin care militează pentru armonie. Astăzi, în cadrul colegiului, are loc o campanie împotriva violenței împotriva copiilor și a tinerilor. Această activitate este coordonată de profesor de sport Grădinarul Carmen. Astăzi, colegii mei au realizat un scurt metraj pentru a arăta celorlalți ce înseamnă cu adevărat violența și care se poate ajunge de la o simplă amenințare la agresiune fizică. Elevii au vrut să arate că o simplă agresiune verbală poate conduce la acte de violență fizică și chiar la infracțiuni juvenile. Probabil acei tineri care apelează la o astfel de agresiune se consideră puternici prin faptul că pot să nimicească într-un fel sau altul pe ceilalți prin a le fura anumite obiecte, prin a-i agresa atât fizic cât și verbal. Nu știu, este o lipsă de educație în primul rând. Campaniile împotriva violenței au loc tot mai des în școli, deoarece tinerii au tendința de a-și manifesta mai des agresivitatea. Prin aceste activități se urmărește scăderea ratei de infracțiuni juvenile.